Conferința susținută de George Banu, profesor de studii teatrale la Sorbona, s-a axat pe viziunea regizorală a unor nume ilustre, Arian Nuchin și Giorgio Strehler. La punerea în scenă a unor spectacole shakespeariene, precum A 12-a noapte, Regele Lir sau Furtuna. Evenimentul a fost completat de un dialog cu actorul Guy Frakes de la Teatrul du Soleil Shakespeare, care a încercat o rememorare cu ajutorul exemplificărilor a unor spectacole din repertoriul teatrului francez. Strehler a avut o idee cu totul și cu totul profund poetică, pornind de la text. Aceea de a juca același, de a face să joace același interpret rolul nebunului și rolul cordeliei. Jouer les personnages comme des enfants peuvent jouer dans un terrain vague quand ils sont deci nu vă lăsați intimidați de Shakespeare, apropiați-vă de Shakespeare ca niște copii pe un maidan care improvizează Shakespeare. George Banu este un prieten al Teatrului Național din Craiova. Participarea domniei sale la edițiile din ultimii ani se face în calitate de consultant internațional și totodată de sfătuitor al teatrului nostru. Programul a continuat cu lansarea ultimului număr al revistei Teatrului Național Craiova Spectator, dedicat reputatului teatrolog George Banu și a cărții scriitorului craiovean Mihai Ene, Jocurile Taliei, care reunește articole și cronici de teatru apărute în aceeași publicație. Am trecut, cum să spun, de partea cealaltă, de la spectator și iubitor de teatru la un om care să scrie despre teatru și să se informeze despre teatru și să intre în această lume absolut fascinantă, care reprezintă, așa cum sunt și cele trei părți ale cărții mele, atât dramaturgia, cât și spectacolul, cât și critica de teatru. Nu în ultimul rând, revista Scrisul Românesc a dedicat un editorial scriitorului George Banu. Se va întâmpla un eveniment extraordinar pe 22 iunie anul acesta. Cea mai mare personalitate care a dat o tentă extraordinară Festivalului Shakespeare, criticul de teatru George Banu, profesor universitar George Banu, împlinește 75 de ani. Manifestările înscrise în programul Festivalului Internațional Shakespeare s-a încheiat cu un dialog între criticul de teatru George Banu și scriitorul Adrian Mihalache, la răscruce de timpuri și meridiane.